Orașul Vânjumare este un șantier în lucru și asta datorită implicării autorităților publice locale și sprijinului acordat de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, orașului său natal. Investiții ample sunt în derulare, dar lucrurile nu se opresc aici. Urmează noi vești bune pentru locuitori. Tandemul Aladin Georgescu-Alexandru Mijaiche a reușit să atragă investiții importante în toate domeniile în orașul Vânjumare, iar oamenii de aici beneficiază de proiecte care contribuie la dezvoltarea nivelului de trai din această zonă. Alexandru Mijaiche este un primar performant și implicat, care a înțeles doleanțele cetățenilor din zonă. Astfel, orașul Vânjumare va avea cel mai modern târg din județ. Dotările vor fi cele necesare autorizării târgului de către autoritățile sanitare și de siguranță alimentară, astfel încât oamenii să aibă toată încrederea că se vor respecta toate normele de igienă. Târgul este prevăzut cu spații destinate comercializării hainelor, zarzavaturilor, animalelor, cerealelor, produselor lactate și de origine animală, centrale de încălzire, lăzi frigorifice, galantare, sistem de ventilație, grupuri sanitare și cabinet ale medicului veterinar. Totodată va avea apă curentă și apă caldă și va fi conectat la rețeaua de canalizare. Târgul de la Vânjumare, organizat în ziua de duminică, este și a devenit un târg foarte, foarte mare. Vin foarte mulți producători și condițiile în care funcționa, pot să spun că erau improprii. Ori acum vedeți ce se construiește și cum va arăta noul târg. Târgul suferă modificări consistente, zic eu, în sensul că se construiesc hale, se betonează, deci va avea un cu totul alt aspect. Proiectul este finanțat cu fonduri guvernamentale în valoare de 5,3 milioane de lei în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Conform spuselor constructorului, în lunile următoare investiția va fi finalizată. Târgul este pe o suprafață mai mare, în jur de 4.000 și ceva de metri pătrați, cu împrejmuire, va avea căi de acces din străzile principale. El va fi format dintr-o hală de lactate și carne. Avem copertine pentru mărfuri industriale, pentru mărfuri agricole, pentru cereale. Iar în spatele meu, acolo, este prevăzut un cabinet al veterinarului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a demonstrat că se poate face performanța administrativă în folosul cetățenilor și că doar cu dăruire, muncă și implicare poți să îmbunătățești viața celor care te-au ales să îi reprezinți. Acesta este mereu alături de oameni și atent la nevoile lor. Consiliul Județean Mehedinți și-a adus atribuția de fiecare dată la proiectele esențiale pentru mehedințeni. Astăzi am venit aici, este orașul meu natal, și am fost mereu alături de cetățenii orașului Vânjumare și astăzi am venit să văd modul în care se desfășoară lucrările în noul târg care se va realiza aici. Este un proiect de peste 5 milioane de lei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, un proiect la care și Consiliul Județean Mehedinți și-a adus contribuția în condițiile în care noi, făcând o economie la bugetul județului de 78 de milioane de lei, pentru că cele trei drumuri județene le-am finanțat apoi din fonduri europene, economia s-a dus către alte proiecte, iar unul din proiectele beneficiare a fost acest târg. În scurt timp vom avea aici un târg modern, va fi de fapt cel mai modern târg din județul Mehedinți, care va respecta toate cerințele legale, va avea toate autorizațiile și avizele necesare, astfel încât toată populația din zona de sud a județului Mehedinți, obișnuită să vină în târgul de la Vânjumare, va avea o surpriză plăcută atunci când porțile noului târg se vor deschide. Spuneam că Vânjumare este într-o continuă schimbare și când spun acest lucru, am în vedere faptul că, pe de o parte, Consiliul Județean Mehedinți construiește aici un nou spital, care sperăm să se redeschidă în cursul anului viitor. Pe de altă parte, sunt proiectele pe PNDL 2, care încă se implementează aici și, de ce nu, în perioada imediat următoare vor avea finanțare și pentru a se asfalta și cealaltă jumătate a orașului. Asta este vestea bună pe care o dau locuitorilor orașului Vânjumare, fiindcă jumătate din locuitori aveau așteptări să li se asfalteze străzile așa cum se asfaltează în momentul de față. Iată că nu mai este mult și sper eu ca în cursul anului viitor să înceapă lucrările și în acea zonă.
De asemenea, se vor respecta circuitele de acces și ieșire și va avea amenajată și o parcare generoasă cu aproximativ 300 de locuri. Era necesară o astfel de parcare, întrucât la sfârșitul săptămânii, târgul are o adresabilitate mare și până acum se crea aglomerație pe străzile din împrejurim și chiar pe drumul național din imediata apropiere.